Hei, salut, bine v-am găsit! Gata cu vacanța, m-am repatriat și reiau seria materialelor video zilnice cu primul episod din seria despre abuz emoțional, așa cum v-am promis înainte să plec în vacanță. Voi face o trecere în revistă a mai multor tipuri de abuz emoțional pentru a vedea mai bine ce înseamnă chestia asta, pentru că acest abuz emoțional este și greu de dovedit, dar este și destul de vast. Așa că ar fi bine să discutăm în mai multe episoade despre el. În primul rând, trebuie să vă readucăm aminte faptul că abuzul emoțional înseamnă manipularea unei persoane cu scopul de a o controla, cu scopul de a o subjuga, folosindu-te, bineînțeles, de emoțiile negative. De principiu, într-o relație, nimeni n-ar avea de ce să-l abuzeze pe celălalt într-o relație sănătoasă, optimă, funcțională. Nu există motive pentru chestia asta, însă, iată, din păcate, relațiile astea funcționale și optime <gântu -i> sunt mai răruțe, ca să zic așa. E bine, astăzi vreau să discut despre ideea de abuz emoțional prin așteptări nerealiste. Pentru că se poate întâmpla și chestia asta, foarte multă lume are așteptări nerealiste în relații. Ce înseamnă aceste așteptări nerealiste? Faptul că tu ai un film care nu se pupă în niciun fel cu realitatea, tu aștepți de la un om niște lucruri pe care omul respectiv nu este capabil să ți le ofere, Uh, și mai mult decât atât te folosești de aceste așteptări nerealiste cu scopul de a-l subjuga, cu scopul de a-l controla, cu scopul de a-l manipula, cu scopul de a-l domina. Iar uh, aici uh, începem cu cererile nerezonabile. Adică îți cere să faci ceva, un lucru la care tu nu te pricepi de niciun fel. Spre exemplu, nu știu, eu sunt scriitor, eu nu sunt instalator. Dacă partenera mea îmi cere să rezolv, să repar chiuveta, îi spun: "Bă, ok, eu pot să încerc, să fac chestia asta, dar unul la mână n-am sculele necesare, doi la mână nu am knowledge, nu am uh, uh, informația uh, despre chestia asta, nu am făcut o niciodată, și atunci prefer să dau telefon și să chem un instalator, pentru că altfel e posibil să ajung oricum să dau telefon, să Chem un instalator. Deci, o cerere nerezonabilă ar fi aceea de a considera că celălalt trebuie să fie capabil să facă orice, indiferent că este bărbat sau femeie. Asta este o cerere absolut, o cerere absolut nerezonabilă și să-i reproșesc chestia asta la fel este nerezonabil. Se întâmplă de multe ori să auzi chestia asta că bărbatul ar trebui să știe sau femeia ar trebui să simtă sau nu stau chiar așa uh, lucrurile. Al doilea lucru, al doilea exemplu, uh, celălalt se așteaptă ca tu să lași totul, absolut tot ce faci și să împlinești uh, nevoile fix atunci când are chef. Asta înseamnă să fii disponibil oricând, oricum și oricât. Uh, ceea ce iar este nerealist și nerezonabil pentru că Asta înseamnă că celălalt nu este capabil să înțeleagă faptul că uh, și tu ai dreptul la viață, evident. Uh, deci, chestia asta iar ține de zona de abuz emoțional. 3. Uh, îți cere să vă petreceți absolut tot timpul împreună. Este genul ăla de iederă care se cațără pe tine și care stă și fuzionează și intră acolo și uh, te sufocă într-un fel sau altul. 4. Uh, persoana cealaltă este nemulțumită de absolut orice, indiferent cât de mult faci uh, și ajungi la un moment dat să te întrebi, băi, dar eu fac o grămadă de lucruri și tot nu e bine. Uh, se întâmplă și asta se întâmplă foarte des și în practic am întâlnit-o destul, de, destul de, uh, de des. Nu este absolut deloc uh, ok să faci chestia asta. Evident că momentul în care unei persoane îi pute absolut totul, indiferent de ceea ce faci tu și nu este capabilă să vadă realizările tale, nu prea, e, nu prea e, nu prea e, în regulă. Mai departe, te critică pentru că nu faci lucrurile așa cum vrea ea sau el să le faci. Adică nu te ridici la nivelul așteptărilor. De obicei, așteptările astea sunt la un standard extrem de ridicat. Ți se cer competențe pe care uneori nu le ai și asta iar este o formă de a te manipula, o formă de a te simți prost, de a te face să te simți prost, deci o zonă de abuz emoțional. Mai departe, se așteaptă să fii de acord cu absolut tot ceea ce spune tu, neavând dreptul să ai o opinie, iar este o formă de manipulare, iar este o formă de abuz emoțional, asta într-o relație suntem doi și este absolut firesc să existe două opinii, fie ele și diferite uneori, pentru că noi așa suntem diferiți, ceea ce nu este absolut deloc rău. Mai departe, îți spune că dacă ești nemulțumit de ceva, trebuie să îți exprime această nemulțumire într-o zi și o oră clare. Deci să spui clar, marți la ora 4 discutăm despre lucrul ăsta. Iată este o, o, un set, este o formă de manipulare extrem de perversă pentru că te obligă să ție un angajament pe care nu ești capabil să ți-l asumi întotdeauna. Iar dacă nu ești capabil să, să te ții de data respectivă și de ora respectivă, persoana asta pur și simplu îți se scutură și consideră că nu s-a întâmplat nimic și că de fapt tu fabulezi și nu ești nemulțumit. Iată, astea sunt doar câteva, am enumerat, nu știu, cred că vreo șapte exemple de abuz emoțional prin intermediul așteptărilor nerealiste. Uh, ele pot fi sigur mai multe, însă v-am enumerat câteva pe care le întâlnim frecvent, câteva cu care ne lovim uh, aproape zilnic și cu care mă lovesc zilnic în uh, interacțiunea mea cu uh, oamenii. Uh, aveți foarte mare grijă și încercați să traduceți foarte bine mesajele care uh, vă sunt transmise pentru că acest abuz, abuz emoțional poate îmbrăca atât forme directe cât și niște forme extrem de perverse. Vă aștept cu păreri, cu opinii, cu comentarii să vedem în ce măsură ați trăit ceea ce am enumerat eu în episodul de astăzi și sigur mâine ne întâlnim cu o altă categorie și o altă zonă de abuz emoțional. Pa!